Bună seara la toată lumea! Ce faceți voi, dragii mei, dragile mele? Ia uite că ne vedem din nou în această seară. Ia uitați ce am eu aici. Abracadabra, mi-a venit sfera. Deci, în această noapte, această dupămasă, ce face Cristinuca? Cristinuca vă ghicește în glob. Da, vă spune viitorul în sferă. Sunt super fericit, am descântat-o ieri toată ziua, de aia nici n-am intrat. Am făcut în așa fel încât să o descânt, să fie descântată super bine, da? Și am pregătit-o pentru voi toți cei care mă vizionați, pentru toți abonații mei și bineînțeles și pentru toți clienții mei. Voi face o prezentare în două variante. Am făcut o probă să văd dacă iese și iese, da? Dacă ești bun în a face ceva, ești bun până la capăt. Așa că sunt fericită cu această ocazie. Vă pup, vă îmbrățișez, nu uitați că și mâine noapte, fiind, deci mâine, poi mâine, da, deci lucrez pentru voi toți pe por și pe sănătate. Până când este Sfânta Paraschiva, voi face aceste lucruri. Așa că să nu pierdem timpul, alegeți-vă prima și a doua variantă, ne vom concentra în sferă să vedem ce ne iese. Haideți să punem cârpa, ok? Și să începem concentrația pentru voi toți cei din prima variantă. Voi face pentru voi toți cei din prima variantă. Hai să vedem ce îmi spune mie sfera. Globul de cristal. Să știți că este de cristal, da? Drumuri lungi, dragii mei. Veți face drumuri lungi în țară străină cât de repede. Cei care sunteți din prima variantă aveți înclinații foarte mari cu drumurile lungi, veți pleca în țară străină, de acolo vi se va trage și norocul care va veni către dumneavoastră sub forma unui lucru neașteptat, da? Veți avea parte până în luna, până începutul lunii decembrie de un noroc foarte mare la drumuri lungi. În cazul în care nu sunteți în țară străină, veți pleca și acolo va fi norocul vostru, da? Veți avea mulți dintre voi o despărțire care o considerați dureroasă. Eu vă spun să nu vă mai gândiți la durere, pentru că este dat să se întâmple acest lucru. Acel om, pentru că vorbesc de un om șaten spre brunet, înalt, care este un om cam un pic mincinos, un pic arogant, da? Deci vă spun să nu vă mai gândiți la el, lăsați durerea la o parte, nu vă era destin, din cauza asta ați avut de atâtea ori certuri, scandaluri, chiar și bătăi ați luat de la acest bărbat. Dacă ați stat cu el într-o relație de 6-7 ani, vă dau un exemplu, pentru că mi-apare un 6 foarte mare, lăsați-l să plece și voi nu mai suferiți, ok? Nu mai suferiți pentru că degeaba suferiți, da? Lăsați-l să plece că este mai bine pentru destinul vostru, vă eliberați de un lucru negativ, da? Dacă aveți de făcut în următoarele 3 luni până de sărbători o intervenție chirurgicală, operație, vă rog frumos să nu o faceți. Amânați-o cât puteți de mult, pentru că se va greși ceva, da? Și va trebui să fiți operați din nou. Deci asta numai în cazul în care nu sunteți, Doamne ferește, foarte, foarte grav. Dar dacă vi se propune să faceți această operație până în decembrie, până la începutul lunii decembrie, încercați să o amânați, da? Mai trageți de timp cât puteți, pentru că eu vă spun că nu iese bine această operație, da? Aveți înger păzitor, ce frumos, un înger foarte, foarte frumos care stă cu aripile deschise către voi, vă protejează, super frumos, vă protejează casa, vă protejează familia, vă scapă de necazuri, de probleme, vă scapă de tot felul de împrejurări nefaste, acest înger păzitor este cu voi și vă protejează.
Veți descoperi niște dușmani, să știți. Voi toți cei din prima variantă veți descoperi cine vă sunt adevărații dușmani și să știți că aveți un caracter foarte puternic unii dintre voi și veți doborâ acest dușman la pământ, da? Acest dușman vor purta frică și teamă de voi pentru că voi veți descoperi cine sunt dușmanii și ei se vor teme atât de tare încât nu o să mai aibă putere să vă facă absolut nimica. Veți face o curățenie foarte mare, foarte mare, atât cu corpul dumneavoastră, și cu cei din jur. Adică cu corpul dumneavoastră, poate că vă puneți la dietă, vreți să slăbiți, eu văd că aici vă înfrumusețați, văd că mergeți la sală, văd că luați ceaiul de slăbit, multe femei, vă faceți frumoase și bineînțeles faceți o curățenie, deci întâi vă purificați corpul din câte văd eu și după care vă veți purifica, bineînțeles, și ce este în jurul vostru, adică vă veți purifica persoanele. Vă veți îndepărta de lângă voi persoanele negative, chiar și din familie, ceva persoane verișoare, nu știu ce, le dați la o parte, da? Vă încărcați foarte mult cu problemele la alte persoane. Eu vă spun, nu spune nimeni să nu fiți bun la suflet, nu spune nimeni să nu fiți, dar sunteți prea exagerați unii dintre voi, unele din. Luați pe voi o încărcătură negativă, luați pe voi o cruce care nu este a voastră, încercați să stați un pic departe, că mulți oameni nu fac decât să se alimenteze cu energia voastră pozitivă și la schimb vă dă o energie negativă și pe urmă vă simțiți rău sau nu vă merg lucrurile bine, da? Șanse mari de rezolvare, mie îmi apare aici rezolvare într-o chestiune de bani, dacă ați avut o piedică de bani, dacă ați avut pierderi la bani, dacă aveți în prezent pierderi la bani, maxim până în de sărbători veți rezolva această situație, chiar și cu un loc de muncă, vă apare o rezolvare, vă apare soarele pe strada unor persoane, se luminează un drum și toate necazurile voi le dați la spate, da? Persoane care voi știți că vi-a făcut farmece și v-au făcut energii negative, veți afla de moartea lor, de necazul lor, chiar ele personale. Vă spun că există șanse mari de rezolvare în anumite situații. E, dragă, ce ai, te miști? Singură? Adună. În anumite situații există șanse de rezolvare, da? Se rezolvă unele chestiuni vis-a-vis chiar și de dușmani. Mă, iubire, tu ai început să te miști singură, se mișcă singură, dragii mei, dragii mei, ia uita. Aole, te-am încărcat cu energie, vrei să vorbești, în fine. Hai să vedem. Vă întâlniți destinul, soarta, da? Vă întâlniți destinul, soarta, multe femei, dacă sunteți șatene spre blonde, un pic așa șatene, mai mult nu neapărat blonde, iar vopsite cu ochii albaștri spre verzi, vă veți întâlni soarta și destinul. Chiar dacă ați fost căsătorite și mulți dintre voi vă cade împăcare, da? Să zicem așa, vă cade împăcare cu persoanele din trecut. Alte persoane, dacă sunteți într-o relație urâtă, rămâneți în relație urâtă. Nu se schimbă absolut nimic, da? Dacă nu faceți voi, bineînțeles, la rândul vostru ceva ca să schimbați, pentru că mie aici mi-apare că situația nu se schimbă, da? Nu se schimbă. Vi se va îndeplini unele dorințe, vă vindecați de unele boli care nu sunt chiar foarte grave, dar oricum există o anumită vindecare. Îngropați securea războiului cu multe persoane doar pentru a avea voi liniște, pentru a vă găsi liniștea, voi îngropați securea războiului, da? Scăpați de unele chestiuni negative, poate că există șanse să vă și deslegați, de ce nu? Și aici văd o credință foarte mare. Dacă vă puneți întrebarea cine vă ajută, ce vă ajută, vă ajutați voi înșivă prin credința voastră, dragii mei, dragele mele. Atât a fost pentru prima variantă, acum o mângâim ca pe cățeluși. Punem înapoi și ne concentrăm un pic și la a doua variantă. Hai să vedem. Să vedem ce vă spune pentru voi cei din a doua variantă.
chiar dacă voi vedeți lucrurile foarte negre, vedeți totul, deci nu mai are nicio, cum să vă zic eu, nicio, așa, vedeți de negru totul, de ca și cum nimic nu mai se rezolvă, eu vă spun că se va rezolva, indiferent ce problemă voi aveți în prezent și vedeți totul negru, deci nu vreți să vedeți absolut nimic ca pozitiv, totul este întunecat, sunteți foarte supărați, nu mai vedeți nimic ca bine. Eu vă spun că lucrurile se vor rezolva maxim într-o lună, da? Deci prin noiembrie așa se vor rezolva. Deocamdată încă aveți blocaje, dar blocajele vi le-a creat altcineva, nu le-ați creat voi. Nu este că așa este dat să fie, da? Alții dintre voi aveți o cruce foarte grea de dus, foarte multe probleme, foarte multe greutăți, dar nu este o cruce că vi-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă necazuri și probleme. Dumnezeu ni le întoarce în cazul în care noi facem păcate. Aici nu este vorba, aici este că aveți ceva încărcături negative, da? Aici aveți farmece făcute de o persoană care voi o cunoașteți foarte, foarte bine și care o bănuiți și care ați avut ceartă și scandaluri cu această femeie care este șatenă spre brunet, o femeie rea, cu o privire de viperă, v-a lucrat niște lucruri urâte și din cauza asta a dat năpasta și problemele peste voi. Aveți o lucrătură de un an și ceva și nu mai trece și știți acest lucru. Vi se arată aceste energii, singurătate, iarăși și suferință, depresie. Încercați să ieșiți în natură, încercați să faceți ceva, pentru că aici văd o femeie care plânge. Stă în jos, nu pot să-i văd fața, dar are părul un pic ondulat, ok, și apare suferință. Cred că este o suferință legată de dragoste. Dragile mele, ștergeți-vă ochii, ieșiți afară din casă, în natură, faceți ceva, nu mai suferiți atâta că n-are niciun sens. Dar și aici este ceva neregulă, dragii mei. În a doua variantă se văd energii negative, se văd farmece aici, se văd probleme, da? Să știți că mulți dintre voi, până în de sărbători, veți găsi un portofel cu bani. Că sunteți femei, că sunteți bărbați, nu se arată. Se arată că puneți mâna și luați de jos un portofel cu bani și chiar aș vrea să-mi scrieți în cazul în care chiar găsiți, da? Găsiți un portofel cu bani care vă scapă de necazuri. După aia se vede statuia Sfântului Anton. Cei care nu puteți să vă căsătoriți, cei care aveți probleme în dragoste, mergeți la Biserica Sfântului Anton, țineți 3 marți sau 9 marți, da? Sau 12 marți sau 13, cum se ține. Eu știam de 3 și de 9 și vă spun eu că lucrurile se vor rezolva, da? Este o statuie foarte mare a Sfântului Anton care îl ține pe Domnul Iisus în brațe și are și o ramură de măslin. Deci este clar că este o biserică catolică, Sfântul Anton. Mergeți și rugați-vă la Sfântul Anton pentru a vi se va rezolva niște probleme, niște chestiuni. O schimbare pozitivă veți avea mulți la casele voastre. Văd o casă nouă, zugrăvită, cumpărată. Ori vă zugrăviți casa, ori cineva vă ajută, ori ceva se întâmplă vis-a-vis de o casă, da? Se întâmplă ceva vis-a-vis de o casă, se fac ceva schimbări la această casă, da? Fiți atenți mulți dintre voi joia și lunea, da? Dacă simțiți că nu stați bine, să știți că cineva vă întoarce lumânări întoarse, lunea și joia, dragii mei, dragile mele, cineva îl lucrează, văd o lumânare care este întoarsă, da? La, în pământ băgată, s-ar putea chiar la un mormânt să fie și este urât pentru că nu vă simțiți bine. Deci asta este început de săptămână, pe luni și pe la sfârșit, pe joi. Deci vă facem fiecare săptămână, da? Dacă simțiți că sunteți moleșiți, nu puteți să dormiți, ce știu ce stări aveți, aveți grijă că aveți ceva dușman care vă lucrează. Vă eliberați după moartea cuiva, din nefericire, o femeie din neamul vostru moare, da? Este o femeie bătrână care are probleme de sănătate, dar voi, ca și persoane, că sunteți fiica ei, sau sunteți noră, sau sunteți, ce știu eu, vă eliberați, pentru că această femeie s-a chinuit mult și voi pe lângă ea și vă eliberați de o povară și chiar vă pare bine că moare pentru că se duce către lumină, pentru că a fost foarte chinuită, da? Descoperiți o trădare până la începutul lunii noiembrie, da?
la începutul lunii noiembrie, descoperiți o trădare, dar cu toate astea iertați partenerul de viață. Prin începutul lui decembrie, da? Vă întâlniți și voi un partener de viață cu care veți face o căsnicie, multe femei tunse scurt. Eu vorbesc de femei tunse scurt băiețește, da? Care aveți un temperament băiețesc un pic. Găsiți adevăratul destin, adevărata soartă. Afecțiuni, puterea voastră mentală când e lună plină. Eu văd o lună plină și multe persoane care aveți putere. Deci când este lună plină, mulți dintre voi aveți putere. Dacă voi vă concentrați și faceți ritualul la lună plină, eu vă garantez că vi se va întâmpla ceva foarte super ok. Ok? Cool. Se va întâmpla ceva super fain pentru voi dacă veți face când veți avea cu luna plină. Veți scăpa de o suferință, de o pagubă, de o ceartă, de ăsta, toate sunt trecătoare. În decurs de 3 luni, dacă în prezent vă confruntați cu certuri, cu scandaluri la casă, veți scăpa de aceste probleme și lucrurile se vor așeza, da? Atenție ce mâncați, că mulți dintre voi sunteți predispuși la intoxicații. Eu deocamdată atât am avut de spus, da, dragii mei, dragile mele. Dacă doriți o lectură personalizată în sferă, mă căutați pe WhatsApp. Ce să zic, vă pup și vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Sper că v-a plăcut această, pe viitor vă voi spune mult mai mult. Acum fiind pentru prima oară, ochii mei sunt cam obosiți, mai ales că fac și foarte multe rugăciuni și foarte multe ritualuri. Nu uitați că în această seară până pe data de 14 eu continui să mă rog, da, pentru sănătatea voastră, bineînțeles, și pentru sporul vostru de bani. Pe viitor vă voi face din nou gratis ritualul de dragoste și de împăcare. Deocamdată sunt taxată pe sănătate și pe sporul banului. Așa că dacă doriți, lăsați înscris pe WhatsApp sau sub acest video ca să distribuiți video, da? Fiecare video al meu care îl doriți, ăsta sau altele, și eu vă voi face ritualuri de sporul banului și bineînțeles de sănătate gratis, dragii mei, dragile mele. Spunând asta, vă doresc o seară binecuvântată. Sper din suflet să fiți bine acolo unde sunteți, împreună cu cei dragi ai voștri care voi aveți în sufletul vostru, oriunde în lumea asta vă veți afla. Dumnezeu și Maica Domnului să fie cu voi, cu toți. Și să aveți parte de sănătate și de liniște. V-am pupat!